aveți cuvântul. Mulțumesc, ce cordial, mă bucur, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și vouă. Aici la Neamț chiar e o echipă foarte faină, fără nici măcar mici conflicte. Mai sunt, dar, mai sunt, dar n-am auzit eu de ele. Că de regulă dacă este un mic conflict, imediat transpiră în presă. Da, mă bucur foarte tare că sunt astăzi la Neamț. Ieri am fost la Suceava, mâine la Iași. Aici am întâlnit oameni foarte faini, foarte calzi, care știu să se distreze în primul rând. Am avut o primă experiență aseară aici și mi-a plăcut foarte mult și îmi sunt foarte dragi nemțenii. Sunt în caravană, în precampanie electorală, mai e puțin timp până la campanie electorală și extrem de puțin timp, zboară timpul. Că mai sunt 6 săptămâni până la alegeri. Este un moment foarte important. E un moment în care vom face istorie. Pentru că va fi pentru prima dată când România va avea un președinte femeie. Și mi-aș dori foarte mult să simt că în jurul meu există cele 52% femei din România alături de mine. Nu am pretenția să fie toată lumea alături de mine și dacă un politician se gândește că o să fie iubit de toată lumea, nu are decât să plece acasă. Asta nu se va întâmpla. Este o mare responsabilitate, dar și onoare pentru mine să fiu în această competiție. E o competiție grea. Este cea mai grea pentru că nu e așa, funcția de președinte este perla coroanei, dacă e să ne referim la toate celelalte campanii, de la locale, europarlamentare, parlamentare, prezidențialele reprezintă cea mai importantă campanie. Știu că voi fi un președinte bun, pentru că îmi sunt dragi oamenii, pentru că scopul meu este să unesc oameni. Și atunci când nu mi-am imaginat că o să fac politică, am reușit să unesc colegii. Și atunci când încerc să unești o comunitate, chiar dacă vorbim despre un oraș mic, cum este Câmpul Lungu, Câmpul Lungu Mușel, că aveți și dumneavoastră aici Câmpul Lungu Moldovenesc, nu vă puteți imagina câte documente am primit la Câmpul Lungu Mușel, care trebuiau să ajungă la Câmpul Lungu Moldovenesc. În fine. O să vă zic care sunt principalele puncte la care țin foarte mult din programul de țară. Suntem, bună ziua, suntem pe primul loc în Europa, adică un loc al rușinii la sărăcie în muncă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că muncim și toți sărași suntem. Adică, ca să înțeleagă toată lumea, jumătate din an muncești pentru stat, jumătate din an muncești pentru tine. Nu înțeleg de ce Ionescu, instalator în România, are parte de respect și de un salariu mai bun în străinătate și în România nu. De fapt, înțeleg că de asta sunt în această competiție, dar e greu de acceptat asta. Așa că una dintre principalele lucruri pe care vrem să le facem de la 1 ianuarie 2025, pentru că vom fi la guvernare, este să scădem taxele pe muncă și taxele pentru micro-întreprinderi, pentru lor le-a crescut de 3 ori taxele, vrem să le aducem la nivelul 2020, iar pentru angajați, ca să înțeleagă toată lumea, brutul, salariul minim brut este de 3700 de lei și de la 1 ianuarie toți angajații din România, atenție, subliniez, vor rămâne cu 500 de lei în plus pe lună. Spun vor rămâne pentru că colegii mei de la USR și cu mine
Nu o să ne vindem tot ce avem ca să le dăm. Cum am auzit de 35 de ani, vă dăm pensii și salarii. Vă dăm pensii. Nu. Pe munca lor, toți angajații din România vor rămâne cu 500 de lei în plus pe lună. Nu ai cum să angajezi pe cineva sub salariu minim pe economie, adică legal, și dacă vom pune taxe zero pe 1200 de lei din cei 3700 de lei, toată lumea va rămâne cu 500 de lei în plus pe lună. Apoi, tinerii până în 29 de ani. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu cea mai mare nevoie de bani am avut-o atunci când am început să lucrez, când eram foarte tânără, când lucrez de la 18 ani. Tinerii până în 29 de ani vor rămâne cu 1000 de lei în plus pe lună. Iar asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități cu 500 de lei. Nu știu dacă știți că avem aproape 1 milion de persoane cu dizabilități în România. Suntem foarte prost la natalitate. Și de aceea, femeia care muncește, subliniez, care muncește și aduce pe lume un copil, rămâne cu 1500 de lei în plus pe lună la primul copil. La al doilea se mai adaugă 500 de lei, la al treilea 500 de lei și de la al patrulea, indiferent cât ar câștiga femeia, taxele sunt zero. Poate să fie și director de multinațională, să câștige 10.000 de euro pe lună, taxele sunt zero, la fel ca în Franța. Am vorbit cu foarte multe femei înainte de a face acest program de țară, l-am făcut singură sau colegii mei să-l scrie că li se pare că dă bine. Sunt calcule făcute, care este impactul bugetar, de unde tăiem cheltuieli. Și multe femei mi-au spus că ar fi tentate cu o asemenea măsură să se întoarcă mai repede la serviciu, adică să nu stea 2 ani. Există și posibilitatea ca tatăl să primească banii aceștia. La Câmpul Lung am familie în care mama s-a dus la Îngeri și tatăl a rămas cu copiii. Dacă e vorba de un tată, la fel, care are copii minori, adică sub 18 ani, tatăl rămâne cu acești bani în plus pe lună. Sunt niște măsuri pertinente, de bun simț. Și încă o dată, sunt banii din munca oamenilor, din munca dumneavoastră. Nu este un cadou. Cadou sunt politicile de dreapta, de a tăia taxe. Asta este important de spus. Apoi, ne dorim o reformă pe bune în educație. România Educată este o glumă. E un proiect care arată bine pe hârtie și cam atât. Vrem să desființăm inspectoratele școlare, care sunt extrem de politizate, să ducem puterea la școală, în sensul că școala va avea un consiliu de administrație din care vor face parte următorii reprezentanți de la primărie, profesori, părinți și elevi. Ei știu cel mai bine de ce are nevoie școala. Nu funcționează deloc inspectoratele școlare, mai ales când vorbesc despre accesarea de fonduri europene. Am avut experiență proastă în Argeș cu inspectoratele școlare, care nu și-au făcut treaba, în sensul că puteau să depună proiect pentru achiziționarea de microbuze școlare. Ne-au cerut, au trimis hârtii peste hârtii la toate primăriile de câte microbuze avem nevoie. Am trimis, bineînțeles, și n-am primit nici azi răspuns. La ceva timp după ce s-a închis această axă, s-a deschis una prin care UAT-ul putea să depună proiecte pentru a cumpăra microbuze și autobuze electrice. Și la anul, pe străzile din Câmpul Lung o să fie autobuze și microbuze electrice, chiar dacă toate procedurile astea de achiziție durează foarte mult, mai ales când e vorba de proiecte pe fonduri europene. În ceea ce privește sănătatea,
Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți mulțumiți de felul cum sunteți tratați în spitale. Îmi doresc foarte mult ca, bineînțeles că și toți colegii mei își doresc asta, pentru că acest program de țară a trecut inclusiv prin Comitetul Politic, Biroul Național, Comitetul Politic a fost dezbătut și super dezbătut. Vrem să facem pilonul 2 în sănătate. Ce înseamnă asta? Jumătate din banii care se duc la sănătate din salariul minim pe economie, adică 185 de lei pe lună, să poți să îi duci la asiguratorul de sănătate pe care îl alegi. Practic o să creăm și o concurență între asiguratorii de sănătate pe piață și pentru cei 185 de lei pe care oricum îi contribui, adică nu-ți rămân ție, nu-i scoți din buzunar, oricum îi contribui la stat, să ai posibilitatea să-i duci la ce asigurator de sănătate vrei tu și să fii tratat la un spital privat, de exemplu, o să alegi de asemenea să mergi tot pe mâna statului, nu este niciun fel de problemă, însă privatul ar trebui să-ți ofere întreg pachetul și să-ți-l garanteze, care este foarte mare, de servicii de sănătate. Astfel încât să nu te mai trezești că s-ar putea să ai o trimitere de la medicul de familie pentru analize pe care să le faci la o clinică privată sau o investigație imagistică, de exemplu, și când ajungi la clinică să ți se spună că nu mai sunt fonduri. Lucrul ăsta nu trebuie să se mai întâmple. Astea ar fi principalele, bineînțeles, și o reformă pe bune, scuze, o reformă pe bune în justiție. Simt pe pielea mea ce înseamnă acest sistem corupt și sunt uimită că nu am văzut oameni în stradă după decizia CCR-ului. CCR a creat un precedent care ar putea să fie folosit și peste 5 și peste 10 ani și peste 50 de ani. Este un precedent foarte periculos care pune în pericol, a pus deja în pericol democrația din România. Democrație pentru care în 1989 au murit 1116 oameni. Milion de euro, da? Când ajung documentele la ANABI, ei primesc ceea ce este la vedere. Adică conturi bancare pe numele lui Popescu, deci tot ce este la vedere. Ce apare în instituțiile din România. Pentru orice găsește funcționarul de la ANABI, ceea ce nu e la vedere, adică o casă de 5 milioane de euro, să zicem, în Spania, primește 5% din valoarea aia. Ca să fie, cum să zic, să-i fie foame să facă asta și să cerceteze. Nu să se mulțumească cu ce primește de la bancă, de la instituțiile statului. Adică să-și dorească să facă lucrul ăsta. Dacă e să mă deranjeze ceva îngrozitor pe mine, este treaba cu corupția și cu hoții care scapă nepedepsiți. E foarte mult de schimbat. Eu înțeleg pe românii care au un copil mic, se duc într-o școală în străinătate, unde au siguranța să-și lase copilul. În foarte multe din școlile românești există droguri. Aici părinții se tem să-și lase copilul la școală. Nu este în regulă ce se întâmplă. Și n-am auzit de nicio rețea mare de trafic de droguri care să fi fost prinsă. Doar văd știri cu victime. Și nu victimele sunt problema. Victimele sunt victime. Nu trebuie să arătăm cu degetul către ele. Stăm cel mai prost, tot așa ca președintea României vă spun, că suntem la coada Europei în ceea ce privește centrele de recuperare pentru adicții. O întrebare mai am pentru ce ați spus mai devreme. Ați spus că ați mers și ați vorbit și cu ambasada Italiei și cu mai mulți. Cum le spuneți dumneavoastră acestor oameni din afara României să trimită înapoi pe cei condamnați de justiția din România
după decizia CCR, poate de a la teoria lui justiției. Cum le spuneți că justiția din România este corectă și de se ia judecat corect pe acești oameni și te retinge acasă? Trebuie reformată justiția în România categorică, adică nu poți să te duci să impui, nu poți să te duci să dai cu pumnul în masă. E și vorba aia, dați-mă o politică internă bună ca să poți face o politică externă bună. Și vă dau un exemplu simplu, când am fi putut să obținem un post de comisar european pe un domeniu important, cum ar fi industria, de exemplu, despre care se vorbește la nivel european, că trebuie să reindustrializăm Europa. Cum să te duci să-l obții când tu te duci Ghiocel, tu Ciolacu, prim-ministru, te duci Ghiocel frumos la Ursula von der Leyen, la Comisia Europeană și spui că ai nevoie să mai fii păsuit cu deficitul bugetar. Nu ai cum. Nu ai forță de negociere. Dacă ai o politică internă bună, poți să faci politică externă bună. Eu pur și simplu m-am dus și am vorbit cordial, diplomatic cu ambasadorul Italiei și am spus că ar trebui să facem pași în direcția asta ca să fie aduși acasă fugarii mai repede și așa mai departe. Am vorbit de mai multe chestiuni și despre drepturile românilor, despre recunoașterea mai rapidă a documentelor și despre pensiile badantelor, adică a doamnelor care au grijă de persoanele vârstnice de acolo. O să mă duc și în Italia.